O zonă a nimănui, dar plină de gunoi. Aceasta este situația pe o porțiune de teren de pe strada Onisifur-Ghibu din sectorul Buiucane al capitalei, care la moment rezultă fără proprietar. Imagini cu zeci de pungi din plastic și sticle aruncate la întâmplare au fost postate pe rețelele de socializare, iar pretura sectorului Buiucane s-a autosesizat. În scurt timp, mizeria a fost curățată. O zonă amenajată cu copaci și iarbă s-a transformat într-o adevărată gunoiște. Zeci de sacoșe, pachete de țigări și sticle stau aruncate pe strada Onisifur-Ghibu din sectorul Buiucani al capitalei, iar câteva lăzi de carton iau locul unor coșuri de gunoi. Persoanele care lucrează în acea zonă ne-au mărturisit că mizeria este făcută de boschetarii din preajmă, dar și de tinerii care cumpără semințe și băuturi de la stația PECO de alături și își petrec serile acolo. Când ieșim de la serviciu, ei sunt aici. Boschetare, deci ei... Da, și tineretul. Clar lucru că tineretul nu are grijă. Singur nu e responsabil de ceea ce face. Deci... Tot noi respirăm și copiii noștri. Надо больше ставить мусор, ведь здесь их нету. Если здесь продают, значит, надо ставить мусорки. La scurt timp de la sosirea noastră în zona plină de deșeuri, pretura sectorului Buiucani s-a autosesizat, iar câțiva muncitori au venit să curețe mizeria. Contactată de TV8, pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brânzaniuc, ne-a spus că zona respectivă nu aparține nimănui, iar situația cu deșeurile aruncate la nemereală se repetă în fiecare săptămână. Totuși, pretorul a recunoscut că angajații de la salubritate ar trebui să aibă grijă de curățenie în perimetrul respectiv. E o zonă care nu aparține nimănui, e o zonă care nu e impusă la nimeni, ci e o zonă care săptămânal e ce e situația. Dar de ce nu aparține nimănui? Cum e posibil asta? Este o zonă care nu are nu are clar de notat un proprietar. Pretorul sectorului Buiucani a mai precizat că în zona respectivă curând va începe construcția unei parcări publice, iar asta, potrivit lui, va rezolva problema mizeriei care se adună acolo.